Ce facem? Ce? În ce parte o luăm și noi? Ce? Că vine Paștele și n-avem porc. Păi, stai acasă cu cacul, cu trântor, ca pâine. Eu sunt trântor. Da. Păi, că nu o vor să nu slăbești. Păi, of, Doamne Dumnezeule! Câinii lui. Uite. Uite, de la cap. Uite. Uite. Bă, uite-mă câte melina picolul la bani. Să suie și pe masă. Pe araga, să uită ce mâncăm. Vezi câte melina picolul la bani, vezi? Uite. Numai să pișe și să cacă toată ziua. Oh. Au murit, colea, au murit. Au murit. Mă, ce s-a făcut? Ce ai? Au murit. Tu ai numai grijă de câini, de câini. Stai acasă. Du-te, dracuși, tu la muncă undeva. Du-te. Stai acasă cu câinii, na, ține. Trântorul, dracu, ține. Mă, de ce mă faci tu pe mine, trântor? Mă, Lidioana, furisă, de ce ești tu? Uite și ție, uite. În cine dai tu? În cine? Stia, luați-o. În cine? Luați-o, calul, luați-o, luați-o. Hai, dă-i, 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 dă-i. Pufi, pufi. Dă-i, stia, luați-o, luați-o. Hai, hai. Hai, luați-o, luați-o. Uite că acolo, uite că acolo. Ai văzut cum te-a tacă pus? Ai văzut? Băi, tu s-o avea manța, nu tant. În ce dai tu? Nu dau în el, nu dau în el. Hai, căluțul, hai. Că după el, sărăcii ăia, numai ăsta, numai pe primul loc. Auzi, era frumos, vorbesc ce frumos cu animalele mele. Animalele tăi, numai animale. Nu e acolo, nu-i voie, nu-i voie. Unde, unde să urcare? Căluțu! Hai să gătim pe aragaz afară și să uită el în oală cum gătim. Nu e voie acolo. Căluțu! Să mănâncă și el o țărăcozona de asta vrea. Na. Hai că-i dau eu. Hai. Hai mâncați, mâncați. Ce să spun, frate, eu mai am un pic, scot butura la poartă și o să stau la poartă tot timpul. Asta e viața. Am viață de magnat. Ce să fac? Deja banca am scos-o. Da. Uitați, am scos banca. Aici o să pun butură, asfalt frumos. O să-mi fac o terasă aici frumoasă să nu mă ploaie, să nu mă ningă. Știi, fac o copertină aici frumoasă, după unde la Severin. Aici o să fac o copertină. Așa. Nu? Ce-a făcut? M-a dus aici, ai mâncare, nu vezi? Oprește și apară doar în mersini. Oprește și buton. Care-i buton? Mai sus, mai sus. Acțiunea mea trebuie mai sus, dar toată de lucrurile acolo. Așa. Și? Pune totul. Și ghidul. Aia te-n amicoare.
Pa, mă, dar ce mai am greu acum? Ha? Să poate. Ce nu se poate? Să poate. Cum adică? Mă, ai respirația de la ha? Păi și când era frigul ăla, puteai să ieși afară? Dacă era, mergea. A, peregripa pe la mert. Cu catarpinii. Catarpinii. Tabionac. Gata, luași gripa. De unde nu? Cătirea mă gărăști, de mă gărăști, de mă gărăști, de mă gărăști. De la el la antibiotic ăsta, nu, de antibiotic. Adică de pastilă din aia, de 12 ore. Bine, cu doar tăi. N-ai tu antibiotic aceea, știu eu. Ce nu mă faci, mă? Ce metă? Dă-i 3 zile de antibiotic. 3 zile? Da. Și să cumpără. Până ai luat alăntre. N-a zinat-o. Păi ăla e bun antibiotic. La colindă, al galbei de-alu. Mă închea. Uite, am dat de-o mă lătat. Ce are surul? Nu, e bun. Baterii, gata-l ceasuri, gata-l ceasuri. La dună ia toate fiartinii. Ce să fac, fraților? Asta-i viața. Hai că revenim, fraților. Hai să ne uităm, mănâncă după un medicament. Ia și mănâncă. Toate așa e un stoc. Ce stoc? Ca fiecare loc. Ca fiecare om. Păi ce le-ai să faci? Mori? Nu. Și atunci, altă treabă n-ai? N-am. Altă treabă n-ai? Auzi și voi. Auzi și voi și zici, gata, s-a sfârșit zilele, gata, s-a terminat cu ea, cu doamna Bria, gata, vrea să pleacă în luna lui martie. Păi mai sunt 10 zile. Dacă ea trece bine cu martie, trece. Asta e viața. Ce să vă zic? Stai cu minte acolo! Ei, păi n-ai voie, să știi că n-ai voie, nu-ți dau voie. Nu-ți dau voie, stai cu minte acolo, că nu-i după tine. Așa că nu o las să facă ce vrea ea. Stau aceea cu ea și nu o las eu deloc să o las în pace. Mamă, să știi că nu e după tine, e după mine. Eu sunt aceea pe pază, post de paznic, am grijă de tine, dau medicamente și nu te las să faci ce vrei tu. Ce să vă spun? Mănânci? Hai mănâncă, să ai poft. Mănâncă. Hai mănâncă, să ai poft. Unde ești, doamna Mariță?
Mai o cerți pe mama mea. A? Bă, fiți și voi cuminți că baba e rău, e venit rău la mama și dacă se întâmplă ceva cu mama, ce facem noi? Ce faceți voi dacă moare baba? Ce faceți voi? Spuneți voi, Mihai. Tu, Rex, nu ești cu minte. Nici tu, calule. Hai, fiți cuminți, fiți cuminți! Auzi ce spuse baba? Nu. Că gata, e să sprijină zilele. Așa spuse? Da. Că nu mai are de trăit, că gata, e să adună și termină și... Asta ne mai trebuie nouă acum. Ha? Dă-i antibiotic acum, bagă pe gât. Păi dă-i că dacă moare pe capul nostru, ce facem? Unde țin eu câinii? Că n-am voie să țin câinii aici. Unde duc? Cu baba aceea. Îi băgăm acolo cu ea în cameră. Da. O mănâncă. Doamne, ce veni pe capul meu. Doamne, ce veni pe capul nostru. Ce-mi panica. Odată ca niciodată. Am spus că luna asta, luna martie, e periculoasă pentru ea. Că ea e născută în luna martie. Nu, după Paște. La ce ești? A. Atunci am mărit. Atunci am mărit. Dă și mie gura aia de cafea să beau, că mi-e rău. Păi de ce să rău? Uite, mă agita aia, cum veni așa, mă doare capul, veni așa, mă enervai. Am da. Mă enervai, mă agitai, nu știu. De ce? Pentru mama mea. Da? Da. Eu știu că tu vrei să moare mama. Nu vreau. Eu știu că tu de-abia apus să moare mama. Dar pentru mine nu-i ușor. Când a murit mama, să știi că e greu pentru noi. Bătrâna noastră, așa cum e, eram învățați cu ea. Da? Da. Nu știu, odată ca niciodată. Acum când dă mugurul, când înflorește pomii, ea are probleme cu plămânii, e rău. Și preiul ăla să dă în gât, acum e sezonul ăla, e lei. Păi da, mai are nimeni. Are jumate, că nimeni nu dă, plin. Ia vezi. Acum, te duci tu acolo. Mă duc. Ia ce să fac? Lasă-te aici. Ce să spun, fraților? Pentru mine e mama. Nu vreau să vă supărați pe mine, dar e mama mea. E mamita, nu? Da. A muncit și ea la viața ei. De când a venit aceea din Prunișori, în Straia, a făcut și ea de toate căști și averuri. Ea ne-a adus aceea, ea ne-a pus aceea, ea ne-a făcut aceea. Toate ce avem noi acum datorită lui mama. Și nu putem să spunem că n-am muncit mama. Ce să mai zic, Doamne, Dumnezeu? Mai te duci la porcea, ce te duci la porcea azi dimineață? Mai târziu. De ce mă faci trântor? Trântor, ești trântor. Păi sunt, dar ce să fac dacă mă îmbătrânim și eu? Sunt bătrân acum, trebuia să mergem la nuntă și noi la Turgu Jiu, la Bulgar. Când? Păi are nuntă mâine. Cum? Ce nuntă asta acum pe ei? Cum ce nuntă asta? Are nuntă ianuarie de la Turgu Jiu. Înainte de Paști, nu s-a după Paști, acum așa programat-o și în martie. Da? M-a și sunat Bulgar. Da? Da. Să duce Ion, gorjanul ăla tău. Păi neam. Să duce Ion. Păi noi de ce nu ne ducem? Mai aproape. Deci avem pe mămica bolnavă. Așa ne duceam. Nu? Ce facem, Ioane? Ce
Du-se dracu și telefonul ăsta, descarcă și asta. Să descarcă tot. Toate să duc. Că dacă o fi să moare mama, să alege praful de mine. Ce să mai zic? Spun eu. Da. Ce să mai zic? Spun eu. Asta e.